intuitivă pentru a adăuga ceva, pentru o speranță, pentru, eu știu, eu sunt foarte atașat de copiii mei, băiețelul meu care are 7 ani și jumătate, aș vrea să spună foarte tare peste tot unde mergem pe ei. Am redescoperit și am reînvățat de la copiii mei ideea de a fi mândru că sunt român. Și cred că una dintre datoriile mele față de ei este că atunci când vor crește și când mă vor întreba dacă am făcut și eu ceva ca să ajung ca ei să trăiască într-o țară puțin mai bună, să am cu mai multe lucruri să le arăt. Ăsta este unul dintre acele lucruri, prin urmare, de asta m-am alăturat acestui efort pe care îl susțin din toată inima și pe care îl respect foarte mult. Cred că oamenii, nu știu dacă se schimbă, asta este total, dar evoluează în sensul restrâns sau larg al cuvântului. Și cred că oamenii ajung, noi cel puțin, sau eu cel puțin, ca să vorbesc în mai propriu, ajung într-un moment al existenței în care setul de întrebări pe care îți construiești viitorul, dacă vrei, pe care le consideri esențiale pentru viață, se schimbă. Și se schimbă din ce mașină să-mi iau în altele. În ce țară o să trăiască copilul meu, să trăiesc, să plece din țară, sau trebuie să mă blindez ca să fac nu știu ce întreprindere în public, sau sunt suficiente concerte de bună calitate în România, nu trebuie să mă duc în altă parte. Sunt foarte importante la toate nivelurile, dar asta cred că, dacă vreți, ține de momentul în care noi, cel puțin, am hotărât, hai să facem chestia asta. Fiecare dintre noi a ajuns într-acel moment în care întrebările care guvernează, dacă vreți, viitorul s-au schimbat și arată altfel.